È quella? Penso a casa. La sta a porta. Operazione IAS. Da operazione. Per IAS. Non mi ce mai parlare. Calculați media aritmetică. Numerelor. A egal cu. A egal cu. Radical din 11. Radical din 11. Minus 3. Totul pe lângă radical din 3 plus radical din 2. Radical din 3 plus radical din 2. Așa. Pe lângă radical din 5 minus radical din 4. Radical din 5 minus radical din 4. De mic egal cu. Radical din 11 plus 3. Radical din 11 plus 3. Tot pe lângă radical din 3 minus radical din 2. Minus radical din 2. Pe lângă radical din 5 plus radical din 4. Plus radical din 4. Trebuie să punem la tipiu, că dacă media aritmetică a plus pe 2. Deci media aritmetică este a plus b plus pe 2. Da. Avem ceva factor comun, avem. Să zicem, a plus b și să spatem un factor comun între cele două. Dar era media aritmetică specială, evident, că aveam mărea în cifre și... Îți place, ți-a făcut mai mult. Poți să faci și media geometrică. Da? Că mi-ai sugerat chestia asta, o faci și pe la anul așa. Deocamdată să ne ducem la media aritmetică. Apropo de asta, facem media aritmetică, o să muncim. Faci media geometrică și o să muncim. Cum crezi tu că este media aritmetică față de media geometrică? Anticipă. Vreau să văd la exemplu. La exemplu este, da? În general. Da, în general. În general. Cum crezi mai cum e? Le facem și o să vedem. O să vedem, gata. Perfect. Vedem de aici și prin o tragi o concluzie. Și o să încercăm să generalizăm ideea. N-ai făcut-o ca să așa pe, da? Am uitat. Mă sigur am făcut. Te rog, pornim. Ai capul. Radical din 33, adică e cerul pe mulți de acolo, da? Da. Pe scurt, ca să înțeleagă toată lumea, mulțumesc paranteze și ce dă când cu a treia paranteze, da? Primele două. Deci radical din 33, că e 11 ori 3. Plus radical din 22. Plus radical din 22, că e 22 ori 11. Minus radical din 44. Stai, se face. Hello, stop. Păi eu... Iruna, ăsta două întâi, atât. Ne oprim aici. Atenție! Eu nu mi-am sub răspunderea de o mulțire de asta așa. Eu știu să mulțesc două paranteze. Atât. Și cer dă paranteza a treia. Asta ca să nu greșești niciodată. Sigur că. Deci, radical din 22, acum. Radical din 3 plus radical din 22, minus 3 radical din 3. Minus 3 radical din 3, corect, dintre asta. Minus 3 radical din 2. Minus 3 radical din 2, tot într-o paranteză. Adică radical din 5 minus 3 radical din 4. Radical din 5 minus 2, că asta știu să faci. Da. Și atunci egal cu radical din 33 ori 5. 15, 16, 65. Da. Ăsta cu amândoi. Dar știi, mai comod este să fac de aici, înapoi, că ăștia sunt mai mulți. Adică radical din 5 cu toți ăștia, și iubim în doi cu toți ăștia. Da. Deci vine radical din cât face? Păi, radical 165. 165 ori 33. Radical din 110. Așa, 5 ori 22. Deci plus radical din 110. Minus 3 radical din 15. Minus 3 radical din 15. 3 radical din 15. Plus 6 radical din 2. Plus? 6 radical din 2. De unde? Pe minus 3 radical din 2. Da, dar am terminat cu radical din 5. Ai terminat. Că sunt 4. 1, 2, 3, 4. Ăsta este acum. Minus 3 radical din 10. Așa. Minus 3 radical din 10, care nu e de la asta.
era radical din 10, acum am plecat. Și între alături minus 2 cu toți ceilalți. Să lăsăm și pe Maria. Minus 2 cu toți ceilalți, adică? Minus 2, radical din 33, nu se funcționește. Asta 2 nu e cu radical ca să lucreze. Deci minus 2 radical din 33. Da? Minus, minus 2 radical de scrie. Scrie și cum vezi, minus 2 radical din 33. Acolo. Minus 2 radical din 44. Nu, am spus că nu. 2 ul ăsta nu lucrează asupra lui 22. Este în față aici. Da. Deci minus 2 radical din... Din 22. Plus... 6 radical din 3. Plus 6 radical din 3. Și? Plus 6 radical din 2. Plus 6 radical din 2. Încercăm să reducem termenii asemenea dacă găsim și, din păcate, nu găsim nimic. Adică dacă găsim radical asemenea. Găsiți ceva? Eu nu văd de la altă vedere. Deci nu găsesc niciun radical. N-am nicio șansă. Așa îngheați. Ăsta e răspunsul lui Ian. Merg la fel. B egal cu. Ce nu? Să văzut Maria prima. De două și tu Miruna cu tăie. Radical din 33. Plus. Nu plus, că radical ușor minus radical din 2, deci vine minus radical din 22. Da? Plus 3 radical din 3. Plus 3 radical din 2. Minus 3 radical din 2. Minus 3 radical din 2. Totul vedeți că... Radical din 5 plus 2. Radical din 5 plus 2. Miruna din fracțiune, egal cu? Egal cu radical din 165. Radical din 165. Minus radical din 110. Minus radical din 110. Plus 3 radical din 15. Plus 3 radical din 15. Minus 3 radical din 10. Minus 3 radical din 10. Plus 2 radical din 33. Plus 2 radical din 3 și 3. Minus 2 radical din 2. Minus 2 radical din 2 și 3. Plus 6 radical din 3. 6 radical din 3. Minus 6 radical din 2. Minus 6 radical din 2. Da? Da, și atunci... Media aritmetică, zice, mă, aritmetică. Da? Sau mâna, să știi așa să mătează. Mâna, da, pe 2. Mâna, a egal cu a plus b pe 2. Da? Semisuma a fi B pe 2. Și egal cu? Egal cu. Scrim tot cârdul lui A. Da, și după să adunăm tot cârdul lui B. Egal din 165 plus... Egal din 165. Nu vreau să mai copii de tablă. Da, vă mulțumesc. Păi, merge în lip și dacă nu se zice un pic mai rar. Și acum, când zic A plus B, te aștept pe tine, te rog, să termin tot. Că nu, copiată limitată este fără niciun sens. Da? E tot copiat. Limitată și te ales cu nivelul ăsta. Da? Deci, A plus B. Pe A înlocuim. Pentru că am să ieși și ajuns pe nețelă. Și vorbește acolo că nu mai scriu. Deci, pentru că am să ieși plus. Radical din 65 plus... Audă! Plus radical din 110 minus 3 radical din 5. Da, da, scrii. Trebuie să scrii. Eu îți spui caietul tău ca A și B și de pe caietul tău lucrezi. Asta este stilul de lucru. Da? Vorbește. Minus 3 radical din 5, să zicem. Da. Minus 3 radical din 10. Da. Minus 2 radical din 23. Da. Minus 2 radical din 22. Da. Plus 6 radical din 3. Da. Plus 6 radical din 2. Corect. Și acum trecem la B. Plus. Plus. Radical din 165. Da. Minus radical din 110. Plus 3 radical din 15. Minus 3 radical din 10. Plus 2 radical din 33. Minus 2 radical din 22.
Plus 6 radical de 3, minus 6 radical de 2. Postul de 3. Da, totul pe doar. Și calcul. Egal. Radical 265, mai găsim o dată? O găsim. Câți de acești radicali sunt? 2. Deci 2 radicali din 165. Plus. Radical din 110 îl mai găsesc? Da. Da, unul cu plus și altul cu minus. Dar mai dăgeam. Da, să termin atunci. Minus 3 radical din 15. Radical din 15. Exact. S-a terminat. Radical din 10, dacă mai găsesc ceva. Minus, da, mai e. Da? Dar să am 2 cu minus. Da, și minus 6. Deci minus 6 este radical din 10. Am văzut. 2 radical din 33 plus 2 radical din 33. Adică minus 1. Da? Deci este cât? 2 radical din 33. Cu minus 2 radical din 33, da? Corect. Și radical din 22 se întâmplă la fel? Da. Nu. Sunt minus. S-a 2 cu minus radical din 22? Da. Deci radical din 33 se duce cu radical din 33, da? Da. Bun, așa este. Dar minus radical din 22 nu se duce. Nu se duce, rămâne. Că minus 2 și cu minus 2 fac minus 4. Deci minus 4 radical din 22. Apoi. 6 radical din 3. Este și am o 2 cu plus, da? Deci plus 12 radical din 3. Hai să mai vedem cu 6 radical din 2 ce se întâmplă. Este cu minus. Unul cu plus și altul cu minus, deci se duc. Așa e? Da. Și cam atât. Mai sunt radicali asemenea. Ce înseamnă radicali asemenea? Să fie din același număr. Și îi numărăm cât sunt. Am vedut să termine asemenea chiar. Totul supra cât este acolo? Totul supra 2, nu? Totul supra 2. E cam mai departe de luna, ce putem face? 2 pe lângă... Scoatem un 2 în factor, că vedem 2, 6, 4, 12. 2 pe lângă... Da. Refer minus 65. Da. Minus 3 radical din 10. Minus 2 radical din 2. Minus 2 radical din 2. Plus 6 radical din 3, nu pe 2. Da, totul pe 2. Totul pe 2, închidem parte. Deja 2 pe 2 se simplifică. Și ne rămâne radical din 165. Exact. Minus 3 radical din 10. Minus 3 radical din 22. Plus 2 radical din 20. Minus 2 radical din 20, da? Da. Și plus 6 radical din 3. Și iată că am găsit media aritmetică. Media geometrică, media geometrică, egal cu radical din produsul lor. Radical din ordine. E egal cu radicalul din lung radicalul din totalul, îl scrim pe A, îl scrim și pe B, deci din radical din 11 minus 3 într-o paranteză, pe lângă radical din 3 plus radical din 2, pe lângă radical din 5 minus radical din 4. Am scris A1, puțin împreună cu paranteza radicală din 11. Plus 3, într-o paranteză, pe lângă radical din 3, minus radical din 2, pe lângă radical din 5, plus radical din 4. Și face cât? 11 minus 9, după aceea... Se sesizează Miruna. De-aia este asesizată de la bun început, îi place chestia asta. Aici este radical din 11 minus 3 și până are radical din 11 plus 3. Și are formula A minus B pentru A plus B. A minus B pentru A plus B face A la a doua minus B la a doua. Deci Miruna asesizează asta că va fi radical din A la a doua, adică radical din 11. Radical din 11 la a doua, ca să înțeleagă totul, nu? Minus 3 la a doua, pe lângă, până într-o paranteză, de a ta, adică așa, asta e aici.
Pe lângă Miruna de Rosea. Pe lângă radical din 3 la 2 minus radical din 2 la 2. Adică ai văzut repede pe ăsta de aici și pe ăsta de aici, nu? Tot am minus B pe lângă A+B și face radical din 3 la 2 minus radical din 2 la A2. Radical din 5 la 2 minus radical din 4 la 2. Radical din 5 la 2. Minus radical din 4 la 2? 2 la 2. 2 la 2, corect. Și cam mai departe. Radical din 11 minus 9 pe 3. 11, radicalul din spate și face 11 minus 9. Care face pe 11 minus 9? 2. 2, corect. 3 minus 2, care face 1. Ori 5 minus 4, care face 1. Și calculul final, dar progresie geometrică, de-aia spunea că ți-a făcut imediat geometrică, că văzusești pe chestia asta, finalul aici este 2 ori 1 ori 1, face radical din 2. Ei, iată, dragilor, am găsit media aritmetică, care asta de aici, media aritmetică, da? Pot să spunea și media aritmetică este egal cu asta. Media geometrică este egal cu radical din 2 și Miruna, spune tu care e mai mare. Care e mai mare? Asta. Ce mă bucur că am ajuns așa. Tu nu te bucuri, nu? Ce foarte greu să răspunzi care e mai mare. Că sunt niște momente destul de ciudate. Radical de 165 minus 3, radical de 10 minus 2, radical de 22 plus 6, radical de 3 față de radical de 2. Față de radical de 2, simplu. Dar aici, n-am niciun radical de 2. De ocupat. De așa se întâmplă la profunda, că tu n-ai avut ce face. Ți-ai pus problema medii geometrici și ți-ar fi plăcut. Eu am cursat. Și ce-am spus? Ia să le comparăm pe acestea. Să le băgăm sub radical pe toate. Le băgăm, Mihaela, dar totul rătăi. Ca să văd pe 3 sub radical, ar fi 9 ori 10, 90. Da. Cu minus față de ăștia cu plus. E dură chestia. Ar părea media aritmetică mai mare, nu? Ar părea. Adică radical din 2 schimb mai mare decât ăsta? Nu, geometrică. Aritmetică. Aritmetică e mai mare decât asta, da? Bunul simț al tău matematic, așa, îndeamnă să crezi că, iată-ți, din radical din 165 scazi pe radical din 90. Da. Și îți dă ceva. Dar mai atunci, știți, mai are mai bine și din 3-6, că faci pe 6 radical, 3-6 ori 3. 90 ceva, radical din 90 97, cum ai zis, 3-6 ori 3, 100. Din 108, scazi pe 4 ori 22, 88. Ia ca bunul simț te împinge spre ideea asta. Dacă luăm orice rațional, 5 cu 3, de exemplu, tot așa este. Media aritmetică e mai mare decât media geometrică. O idee deșteaptă. Luăm ceva mai mic. 15 plus 3, 8, împărțit deci, la 2, deci, 4. Voi mă să trag concluzii din niște exemple particulare. Mai mic să le luăm așa, mai ușor. Așa. Hai să vezi ce am găsit cel de-a lungul timpului. Cu astea mai mici, nu? Da. Concret, așa cum voi fugiți de compararea asta. Ei, am zice noi că aia ar fi. Să am zice că... Mai mic, 5 și 3. Hai, 5 și 2 e 3. Hai, 5 și 2 e 3. Iată ce frumoasă discuția. Începe să capete acum culoare. Adică ne îndreptăm spre ceea ce facem de regulă. Da, prima vedem. Deci, A egal cu 5. Da, B egal cu 3. B egal cu 3. Media aritmetică este? Media aritmetică este 5 plus 3 sufragi, care înseamnă 4. 4. Media geometrică. Media geometrică.
Care? Egal cu... Radical din 15. Radical din produsul lor. 3 ori 5. Da, 5 ori 3. Adică radical din 15. Radical din mai puțin decât 4. Că radical din 16 pe 4 și radical din 15. Radical din 15 e mai mic decât 4. Radical din 16. Da, care e 4. Poate a fi adevărat. Însă vă dau A egal cu 4 și B egal cu 4. Media are medie egal cu 4 plus 4 pe 2 e 4. Iar media geometrică e egal cu radical din 16 și tot 4. Și aici e egal. Aici e egal. Cu ce mă convingeți voi că numai aici este egal, când ele sunt egale și că rest ar fi media aritmetică mai mare? Nu știu. Că prin modele să știți că tot timpul cineva ne întreabă. Doar dacă o fi cu 10 mari, virgule, virgule, de acolo, nu știu ce, va fi tot la fel. Și dacă e ceva încăpățânat, nu putem să-l convingem prin exemple. Chiar din ei, dar luați și pe asta. S-ar putea să fie adevărat. Dar din niște exemple particulare, nu putem face concluzia pentru general. Corect. Adică, înțelegeți, când vine, să zicem că am intrat într-o clasă. Și întrebă, tu cum te numești? Ion. Cât are matematică? 10. Întreb altul, cum te numești? Ion. Cât are matematică? 10. Nu înseamnă că din toți cei din clasă de alte Ion de acolo, toți au 10 la matematică. Adică din particular nu pot da în general. Din situații particulare nu pot trage o concluzie generală. De aceea am avut o situație foarte dificilă la un moment dat când adunam niște fracții acolo și duiam răspunsul, v-am arătat și cu oameni trebuie și care, când un elev de acolo de bancă, a spus, eu nu cred. Și îl caută alte exemple și eu nu cred. Și alte exemple și alte parte. Deci, din situație particulară, nu. Atunci trebuie să găsim o idee generală, din care să spunem că A, media aritmetică, media aritmetică, e mai mare egal decât media geometrică. Asta ar fi problema noastră de demonstrat. Media aritmetică e mai mare egal decât media geometrică. Pentru două numere. Da. Asta ar fi echivalent. Va spune, bunoară, A plus B supra 2 mai mare egal decât radicalul la orbe. Asta înseamnă media geometrică. Radicalul la orbe. Da. Lucrăm. Lucrăm, aducem echivalență. Da. Echivalență cu A plus B. Am aceeași numitor aici. Ca și cum ați spune că A plus B mai mare egal decât 2 radical din mare. Da. Și ce să mai fac acum? Ridicăm la pătrat. Ambii mei, da. Atenție că A și B trebuie să fie pozitive. Da, corect. Că n-ar avea sens dacă... Deci, hai să spunem că A și B este plus. Da, da. Bine, plus. Da. Și lucrăm, vei că n-am și acum ne chemăm de echivalență. Vă spune că... Am gândit la 2. Hai să vedem. A la 2 a plus 2 a B. A la 2 a plus 2 a B. Plus B la 2 a. Mai mare egal. Mai mare egal decât 4 la 2 pe la 2. Nu, A, 4 AB. 4 AB. Scădem 2 AB. Eu zic să duci 4 AB în stânga. Da, scădem 4 AB. Scădem 4 AB și atunci 4. A plus 2 AB plus 2 AB. Mai mare egal decât 3. Știi că... Trebuie să schimbăm la K minus B la 2. Este așa, pentru că aici este numai A minus B. A minus B totul la 2. E mai mare egal decât 0. Deci A minus B totul la 2 e altul mai mare egal decât 0. Deci am adus, am așa un adevăr. Așa. Asta mă sugerează mie, cum am tot dus prin echivalență, echivalent, echivalent, că am meritat să plec de la asta ca să ajung aici. Și atunci, ideea este să plec la binomul radical din A minus radical din B. Totdeauna e mai mare egal la pătrat. Totdeauna e mai mare egal la pătrat. Ca orice binom.
radical din radius radical din vectorul, dar mai mare ca cosinus. Echivalent. Rin la pătrat și apare că radical din A la pătrat minus de 2 radical din A o radical din B plus radical din B la A doua mai mare ca degeaba. Echivalent. Cum ai pozitiv mesă modul? Nu. Deci din A minus 2 radical din A fiind același A radical A ori B. Plus B. Mai mare decât de 0. Echivalent cu duc 2 radical din A B în dreapta. Atunci vine A plus B. Mai mare egal decât 2 radical din A. Echivalent. Împart prin 2. Și mai mare A plus B pe 2. Mai mare egal decât radical din A. Excelent. Medial. Mai egal decât medial. Geometric demonstrat. Întotdeauna. Totdeauna. Dar numai pentru 2 termeni. Numai pentru 2 termeni. Și pentru 3. Asta am văzut. Sigur că da. Hai să vedem pentru 3. Pentru 3 termeni. Înseamnă A plus B plus C. Da. Supra 3. Supra 3. Supra 3. E mai mare egal decât radicalul. Da, au ori de orice. Radicalul de ce indice? 3. Da. Da. Au ori de orice. Dar nu-a făcut. Păi nu-a făcut de aia. Dar ne-ai întrebat eu, trebuia să răspund. Da, corect. Mai mare decât radicalul indice 3 din A ori B ori C. O fi. Dar știi ce înseamnă radicalul ori 3? Uite, ce-ți dau eu? Radicalul de ordine 3 din 8 egal cu 2 din 1. Pentru că 2 din 8 face 8. Deci a face radical dintr-un număr de un anumit ordine înseamnă să te interesezi de altcineva de ăsta ca radical cu puterea dată din indice să dea numărul ăla. Adică radical de ordine 3 din 27 egal cu... Așa, radical de ordine 3 din 27, face 3, greșat, pentru că 3 la indice, 3 la 27. Aha, nu mai facem așa ceva. Nu mai facem așa ceva. Așa ceva să mai facem. Bun, ca să termine asta, să știi că există și radicalul de ordinul 5 din 32, care face 3. 2. Face 2. Pentru că 2 la 5 e cazul 32. Stați, să vezi ce lucrați și să nu? Când se descoperi aceste lucruri, și-a spus, eu știu asta de la prof online. Acum, spunând, nu trebuie așa ceva. Asta e stilul tău și eu te știu. Acum, pentru a 8, dar nu-i trebuie. Așa, acum nu am nevoie. Da, nu povestim. Da. Ai înțeles că mediul aliment față mediul germen, totdeauna este mai mare egal. Indiferent câte mai mare egal. Mai mare egal. Și egalitatea se produce când ele sunt egale. Ca să știe că domnul profesor trece acolo. Da, te rog. Da, am finalizat ideea asta frumoasă, că totdeauna media aritmetică e mai mare egal decât pe genul. Să știi că nu aveam de gând să mă duc aici, dar tu ai fost cea care m-ai provocat. Că ai zis, eu ar vrea media geometrică să o fac. Era mai ușor. Ți-a plăcut așa, că acolo se muțeau două pe două, de-aia la doamnul de la doua și ți-ai ieșit acolo 2 ori 1 ori 1. Și doi, și ce bine că nu ți-a fost chiar comod să te compari. De aceea, provocarea a fost suficientă pentru mine, de bună, pentru că am demonstrat, în general, media aritmetică e mai mare egal decât media geometrică, indiferent ce numere o obține. Și fiindcă ideea rămâne foarte interesantă, în clasa a noua, aveam olimpici acolo, am avut momentul acela de vârf cu ei în clasă, și am generalizat-o. Deci nu pentru 3, nu pentru 4, nu pentru 5, ci pentru el. Adică ar însemna așa, ca să fie finalizată ideea și să încheiem rapid. Deci dacă am n numere a 1, a 2, a 3, a n, deci dacă avem așa, a 1, a 2, a 3, A e numere din N plus. Deci N numere plus, din N plus. Toate pustie, toate limite. Atunci, A1 plus A2
gusa, trei, gus puncte, puncte, gusa, gen, supra cât gârnă? Supra L. Gen. Mai mare, adică radical indice cât? Gen. Gen. Din A1, ori A2, ori puncte, puncte, ori A, gen. Care e mai mare, adică media armonică. Armonică și mai rog. Media aritmetică, geometrică, armonică. Și pătratică, domn profesor. Media pătratică, o să discutăm imediat acum, dar le las pe asta. Deci din M supra, M supra 1 pe A1, plus 1 supra A2, plus puncte, puncte, plus 1 supra A1. Asta e media armonică. Media armonică. Media, care este asta? Media aritmetică și asta e media geometrică. Deci totdeauna rămâne mintele trebuie că media aritmetică e mare egal cu media geometrică, care e mare egal cu media armonică. Aceasta este o scurtă din inegalități foarte des folosită de autor. E o scurtă din inegalități, putea să mintele. Mintea să pleacă și fac... Fel de fel de șmecherii. Numai cine vrea de aici încolo, în loc de a 1, a 2, a 3, folosește el niște numere care să fie pozitive și ia să știi inegalități, îți face capul cu ele. Da? Asta este o stare. Autorul. Vedeți, autorii au șmecherii de astea, pe baza cărora dau drumul la liniște. Mai departe. La debită tabla cu 6, avem și B. Punctul B. Așa. Deci punctul B. B. Care arată așa. Care arată așa. Amic egal cu. Tot două numere puteți da. Da. Amic este egal cu. Amic egal cu. Radical din 16 minus radical din 15. Radical din 16 minus radical din 15. Tot pe lângă radical din 25 minus radical din 24. Și B mic egal cu. Radical... A egal cu. Trebuia să fie A. Da. Și B mic egal cu. Radical din 16 plus radical din 15. Totul pentru radical din 25 minus radical din 24. Radical din 25 minus? Minus, minus. Tot minus aici? Tot minus. Da, ce-ți fac aici? Media aritmetică? Media aritmetică, da. Păi aici, eu aș fi fost încântat dacă te dea cu puț ca să fie frumos. Dacă n-am putut, domnul. Este o greșeală autorului. Este, în mod sigur, o greșeală autorului când... Sunt cu două, da. Cu două paranteze, am aici, prea simplu, a fost cu trei paranteze. Da? Facem așa. Deci, media aritmetică, egală cu A cu B, B2, și atunci îmi trebuie A lucrat. Deci, unde A egal cu U, minuna de drumul? A egal cu radical. Mi-e spui că face radical, așa știu și eu. 4. De 80. 5, 8, 9, deci 4 5. Minus radical din 15 pe lângă 5 minus radical din 24. Radical din 24 grade, da? Aveam 4 grade. Și egal cu... egal cu 20. Da. Minus 4 radical din 24. Da, 4 radical din 24. Am terminat cu 4. Minus 5 radical din 15. Minus 5 radical din 15. Radical din 15 ori 24. Plus radical din 15 ori 24. Și egal cu 20, 4 ori 24. 20 minus firul, nu? Tu cum e pe acolo? Nu, că 24 face 4 ori 6. Sau pe și 2, că 4 ori 6 așa la plângere și 2 face 8 ori din 6. Deci face 4, este un 2 în față. 2 ori 4 face 8, radical din 6. Da. Deci acel 4 e și dus radical. Și minus 5 radical din 15. Așa. Plus cum 6 ori 4, nu? Da. 6 ori 4. 4 24. Deci este un 6 ori 4 este un 2. Miruna, hai să facem așa. Radical din 3 ori 5. Da. Ori. Mai este și un
5. Ori 6. Ori 6. Ori 4. Așa. Ai pe 6 să scrie ca 3. 2 ori 3. Ori 4. Ori 2. 2 la 3 atunci. Da. Și vom avea 2 ori 3. Deci egal cu 2. Hai să zicem din nou. 20 minus 8 radical din 6. 20. Minus 5 radical din 15. Plus. A plus. 3 ori 3 sunt 3. Ori 2. E sunt 2 din 2 la 3, deci ori 2. 6 radical din 10. 6 radical din 5 rămâneau 2 din 10. Bun. Adică va fi 6 radical din 10, da? Da. Așa, perfect. Acolo lucrăm bine. Și așa rămâne. Așa, da. Au, B-ul să lucrăm. B-ul e cam cum? E cam cum. 4 plus radical din 15. Plus 4 radical din 24, adică plus 8 radical din 6. Deci 4 radical din 24, adică plus 8 radical din 6, am făcut înainte. Deci 4, plus cât ai zis? Plus 8 radical din 6. 8 radical din 6, ca făcut, da. Așa, plus 5 radical din 15. 5 radical din 15. Plus 6 radical din 15. Deci, s-a făcut asta. Și acum, media aritmetică. 3 pe 2. Acum, 5 pe 2, egal cu minus 8 radical 6 cu plus radical 8 radical 6. Să scrie, nu? 20. Să scrie tot, da. 20. Minus 8 radical din 6. Minus 5 radical din 15. Radical din 15. Plus 6 radical din 10. 6 radical din 10. Plus? 20. Plus 20. Plus 8 radical din 6. Așa. Plus 5 radical din 15. Da. Plus 6 radical, plus 6 radical din 10. 10. Totul pe 2. Și este egal cu 8 radical minus 8 cu 8 radical din 8. Da. Minus 5 cu plus 5. Da. Și cred că era minus acolo, domnul profesor, cu o dată autorul. O să ne întoarcem și la partea cu minus. Dă cu minus, da? Da, la sfârșit dă mai bine decât din nou. O secundă, o să vezi din partea. 20 cu 20 de seama așa. Da, 4 cu 20. Plus 12 radical din 10. Pe 2. Totul pe 2. Care îți ia cum 2 e factorul. 2, da. 20 plus 6 radical din 10. Ne facem la ce a spus voi, în varianta care aici am tot cu minus, da? Uh-huh. Deci. Au rămâne la fel și de... Au va fi egal cu... Scriem din nou, vedeți de ce? Da. Deci A egal cu 4 minus radical din 15. Pe lângă. Pe lângă. 5. Radical din 24. Minus radical din 24, da? Da. Adică ce înseamnă? Am 2 radical din 6. 2 radical din 6, că 4 ori 6, 24. 4 este, deci 2 radical din 6. B-ul este 4 plus radical din 15. Pe lângă. Pe lângă asta, 5 minus 2 radical. Așa. Acum, media aritmetică. Nu mă înțeleg. Egal cu minii frații. A plus B pe 2, adică 4 minus radical din 15, pe lângă 5 minus 2 radical din 6, plus 4 radical, plus 4 plus radical din 15, pe lângă 5 minus 2 radical din 6. Totul pe tot. Și egal. Să nu fac o comun, paranteza comună. Asta nu să se exați. Că dăm o paranteza. Da, dăm fac o 4, 5 minus 2 radical din 6. Pe lângă. 4, 4 minus radical din 15. Plus 4 minus radical din 15. Și? Nu știu dacă ar fi. 4 minus radical din 15, ci de lângă plus 4 plus radical din 15. Păi am dat pe 5 minus radical din 6, pe lângă 4 minus radical din 15, plus
5 plus 4 plus radical din 15. 4 plus radical din 15. Și 4. Stabil. Asta, asta se duce și face final. 20. 44 face 8. 8 pe lângă. 5 minus 2 radical din 6. Totul pe 2. Simplificăm și facem 4. 4. 20 mulțim. 20 minus 8 radical din 6. Așa, dar ce înseamnă că nu greșiți autorul? Am vrut să vadă spatele în factor comun. Paranteza ce în factor comun, da? Da. Asta a fost ideea. Dar ce mai departe? Bun, următorul exercițiu, segmentul anotării. Nu vă rog, da, vreau să vedeți, da, da. Acum trebuie să calculăm următorul exercițiu, media geometrică. Deci am avut media aritmetică, așa cum ne gândim la media geometrică. Geometrică. Am numărul așa spus. Ce ne-ați făcut cu tema care i-ați dat-o Dalii pentru acasă? Adică? Ia, v-ați amintit, i-ați dat suma aia mare. Da. Și asta s-a făcut. Așa. Și arătați-vă cu suma, are cel puțin 30 de termeni. O, da. Am muncit și am făcut. Și au înțeles copilul și zic, mama. Dar o găsiți făcut de deja. Bine, dar eu am făcut-o cu ea așa. Da, da. Și a înțeles și zic, acum hai să vedem dacă domnul profesor vine cu alte idei. Că făcea e greu mama pentru mine la clasa 5-a. Nu, nu, dar v-ați dus pe ideea, ați găsit-o pe internet acolo. Nu, ne-a dat o temă, eu nu m-am dus pe niciun internet, am lucrat cu ea temă. Așa. Am făcut suma. Și pe aceea trebuia să arătăm cu suma aceea cel puțin 30 de termeni, ne-am zis. Da, da. Și trebuie... De cifre. De cifre, pardon, nu de termeni. Da. Și ușor, ușor ne-am dus pe ideea pe care am plecat noi. O calculasă. Ne-am calculat cu suma, am făcut suma. Și după aceea a trebuit să arătăm care cel puțin 30 de cifre. Așa. Și am găsit o idee. Da. O bucur. Da. O să-l discutăm, să vedem care e ideea. Așa, da. 47 de la pagina 41. Patru. Calculați media geometrică a numerelor. A mic egal cu. Media geometrică. A egal cu. Radical din 3, minus 1. Radical din 3? Da, minus 1. Pe lângă. Tot pe lângă așa. Pe lângă radical din 3, plus 2. Așa. Pe lângă. Radical din 3 plus radical din 2, cum am zis-o? Așa. Așa. Pe lângă. Radical din 4 minus radical din 3. Da. Pe lângă. Radical din 5 plus radical din 4. Așa. Plus așa mai departe. Nu plus pe ori. Așa, ori, ori, ori. Așa. Radical din 21 plus radical din 20. B mic egal cu. B mic? Egal cu. Radical din 3 plus 1. Pe lângă. Radical din 3 minus radical din 2. Pe lângă radical din 4 plus radical din 3. Pe lângă radical din 5 minus radical din 4. Ori și așa mai departe, ori. Radical din 21 minus radical din 20. Deci, la o primă observație, cei de sus stai invers. Deci sunt identice parantezele, numai că sunt cu semn schimbat. Facem să facem tot media geometrică. Zicem, media geometrică egal cu radical din... Ar trebui să schimbi toate astea, mulțumim cu toate astea. Deci o poți fi și ordinea. Primele două mulțite. Următoarele două mulțite. Dacă avem o plage. Deci ne facem treaba asta fără să supărăm pe nimeni. Că ori respecte toate, mulți cu toate și știi că produsul e comutativ și asociativ, deci putem să le asociem cu între noi, atunci eu zicem radical din 3 minus 1 pe lângă radical din 3 plus 1, pe lângă radical din 3 plus radical din 2 pe lângă radical din 3 minus radical din 2 și așa mai departe când ați trecut de toate. Bun. Radical din 21 plus radical din 20 pe lângă radical din 21 minus radical din 20. Și
va fi egal mai departe cu radical din, așa cum ai spus în minuna... A la 2 de la 2. Adică 3 minus 1 face 2. Și tot peste tot face 1 la mulțime. Da. 3 minus 2... Ori 1. 3 ori 1, ori 1. Radical din 2, puncte. Radical din 2, puncte, asta este... Ceea ce vrea face. Face. Totul s-a bazat pe A minus B, hai să punem aici. A minus B de A plus B este egal cu A la 2 minus B la 2. Deci asta a fost, asta a fost miezul problemei. Da, exercițiul 50. 50. La pagina 4, nu? Da. Comparați numerele A și B, da. Numerele A, B, da. Da. A egal cu... A egal cu... Radical din... Radical din 7 minus radical din 5 totul la 2. Deci radical din 1. Mai lung, da. Radical din 7 minus radical din 5 totul la 2. Așa. Așa. Nu, nu. Sunt radical, vă vorbesc. Ar avea importanță? Da, n-ar avea, pentru că e pozitiv. Așa. Deci n-ar avea. Așa că... Dar următorul să știți că ar avea. Deci hai să lăsăm așa. Să lăsăm cu adaptat motorul. Cu adaptat motorul. Plus. Plus mai departe, plus radical din, radical din 5 minus radical din 7. Minus radical din 7, totul la 2. Totul la 2. Plus 2 radical din, radical din 7 plus radical din 5 la 2. Plus 4 pe lângă. 3 pe 2 minus radical din 7. 3 pe 2. Minus radical din 7. Care este paranteză. Și B mic egal cu. Radical din 8 minus 2 radical din 7. Radical din 8 minus 2 radical din 7. Plus radical din 8 plus 2 radical din 7 plus 2 radical din 16 minus 6 radical din 7. Așa. Păi la a doua, la B, cum l-ai dat cum poți și chestia acolo? La B, la lucrăbeam. Așa? Iar la A, e... Ia să vedem. Deci hai să ne facem A egal cu... 7 minus A egal din 5 pozitiv. O pic ca să ne clarifici și pentru Maria. Maria o știu că era pe un radical de X la pătrat. Vom spune egal cu modul din X. Dar ce înseamnă modulul? Modul din 2 egal cu 2. Iar modul din minus 2 egal cu tot 2. Adică dacă este pozitivă, lasă așa. Deci dacă este pozitiv, îl lasă așa. Iar dacă e negativ, îi schimbă semnul și îl face pozitiv. Deci motorul face șmecherea asta. Totdeauna transformă într-un număr pozitiv. Insist. În momentul ăsta, radical din ceva la pătrat, ca și aici, acel ceva nu există, șmecherea de aici. Deci eu spun, modul din radical din 7, minus radical din 5. Da, băi, că așa minus radical din 5. Plus, am ajuns la al doilea. Și el e pozitiv. Și el e ceva din radical din ceva la pătrat. Deci eu spun tot modul din radical din 5 minus radical din 7. Așa, radical 5 din radical din 7. Plus 2. Radical din. Aici nu am altă reacție decât să fie la pătrat. E, nu e radical din pătrat, mai ai pus ceva. Și trebuie făcut calculul efectiv. Deci 2 radical din. Scrie până aici, scrie. Da. Plus 2 radical din. Binomul la pătrat. Primul loc la pătrat, plus de 2 la parte, plus 4 la parte, a doua la pătrat. Deci de ce? Radical din 7, care înseamnă 7, nu mai pun în modul pentru că ești din 7 pozitiv,
plus de două ori radical, ori radical, face radical de 35, plus 5 și plus 4 pe lângă. Da, și desfacem, nu? Desfacem. Acum aceeași metodă. 3 minus 2 radical din 7 supra, totul supra 2. Numitorul comun 2. 4 cu 2 se simplifică și face 2. Și la face egal mai departe cu... Hai să vedem de la capăt. Radical din 7 minus radical din 5, eu nu mă pozitiv, că 7 e mai mare ca 5. Și atunci, când e dintr-un număr pozitiv, rămâne așa. Devine radical din 7 minus radical din 5. Așa am făcut. Plus al doilea modul, invers, radical din 7 minus radical din 5, e un număr negativ. Dacă e un număr negativ, trebuie să schimbăm semnul. Ca să facem pozitiv. Adică radical din 5 va fi minus radical din 5 și radical din 7 va fi plus radical din 6. Schimbând de semn. Deci va veni minus radical din 5 plus radical din 7. Plus 2 ori. Aici copii 7. 7 cu 5 trebuie să adună. 7 și cu 5, 12, corect. 12. Plus 2 radical din 35 și plus 2 ori 3, 6 și minus. Minus 2 ori 2 minus 4 radical din 7. Și egal mai departe încă lucrăm. Observăm că se reduc minimuțe, dar reducem radical din 7 și 2 și cu radical din 7, 2 radical din 7. Da. Reducem de asemenea, 2 radical din 7. Apoi, minus radical din 5, minus radical din 5 face minus 2 radical din 5. Și uite cum am ajuns până aici. Plus 2 ori radical din 2 ori radical din 5. Ia să vedem. Avem 12 cu 6, 18. 12 și cu 6 de asta face 18. Corect. Am 2 radical din 35. 4 radical din 6. Minus 4 radical din 7. N-am ce face. Din păcate, copii așa. Nu? Încă o dată. 2 radical din 35 minus 4 radical din 7. Sunt trist, dar n-am reacție. Plus 2 radical din 35 minus 4 radical din 7. Așadar, despre A, pot să spun că A egal cu... Mai dăm un factor comun de 2 acolo. Un 2 la un capăt la altul, aș putea să da. Da? Deci 2 pe lângă radical din 7 minus radical din 5 plus 2 radical din... 2 la dat, în factor. 2 la dat. Plus radical din... 18. Plus 2 radical din 5. Plus 2 radical din 35. Minus 4 radical din 7. Minus 4 radical din 7. Urât. Foarte urât. Extrem de urât. Dar n-am decât să mai visez la ceva. Trebuie să încerc ceva. Forma asta nu pot lăsa. Stai puțin, că de abia am făcut. Îi 2 pe lângă radical din 7 minus radical din 5 plus radical din 18 plus 2 radical din 35 minus 4 radical din 7. E extrem de neplăcut cum arată ești asta. Dar de unde vă dat așa? De unde vă dat așa? De unde vă dat aici la simplificat de ce? Unde ți se pare ție, Miruna, că ar fi, am fi greșit noi și trebuia mai simplu? Păi cum ai schimbat semnul aici? Era... Păi da, uite, am fost plus radical din 7 minus radical din 5. Plus radical din 7 minus radical din 5 și? Plus... Și ce e plus? Bă, dar asta era la a doua. Aaa, l-ai greșit de-a. Bun, să lăsăm așa să facem BB. Nu, nu era. Facem radicalul ăla compus? Sigur că da. Acolo trebuie să visăm ceva.
Dar e valul la concurs, nu? Da. Deci noi trebuie să visăm la ceva aici. Deci B-ul dă ca idei. 3 plus 3 realitate în 7. Nu se leagă două plus 3. Deci nu se leagă. Visăm. Ce? Visăm la cuptor în chinezi, da? Mihaela? Da. Iată la ce visăm. Mirona și cu. Facem. Ce bine ar fi să fie ceva la pătrat aici? Vinom, nu? Da. E foarte șmecherea asta. Să sunt vinom. Și cred că este, domnul profesor. Că pe 8 și îl scriem ca 9 ori 2. Da, gândiți la ceva la 2. Dar trebuie să fie un trinom. Deci nu aștept un vinom. Aștept un trinom de tipul A, B, C, totul la a doua. A plus B plus C, totul la a doua, este egal cu A pătrat plus B pătrat plus C pătrat plus 2AB plus 2AC plus 2BC. Vai, ce să vezi? Da, avem minus acolo. Hai să vezi, eu o să așezăm semnele. Dar deocamdată, deocamdată suntem de etapa în care ne imaginăm asta. Uh-huh. Ce? Ala, a doua zi. Da, mai puțin. Dar și a doua zi. Hai că la aici. Da, că poți fi așa ceva? Sigur că da. Păi numai așa, numai așa se simplifică și se așează Iisus frumos. Păi pe 18. Am 35, care înseamnă 5 ori 7. Adică radical din 5 ori radical din 7. Da. Radical din 7 la dus acolo. Aaa, gata, încep să sintetizezi. Deci, va trebui să fie radical din 5, radical din 7. Și aici. Și aici, fiindcă e minus 4 radical din 7, trebuie să am un 2. Când zic de două ori primul ori al doilea. Da? De două ori primul. Aici trebuie să fie doi. Stați, încep să înșghem pe ieșiță. Eu n-am venit lângă mine, nu te lasă așa. Dar eu vin. Două primul ori al doilea, că vă gândiți la minus 4 radical din 7. Ca să-mi apară minus 4 radical din 7, trebuie să am aici 2. Și aici e 2 minus 2 radical din 7. Când așa 2 ori minus 2 radical din 7 va face minus 4 radical din 7. Da. Bun. Acum, când înmulțesc pe radical din 5 cu minus 2 radical din 7, trebuie să-mi dea 2 radical din 35. Asta înseamnă că trebuie să am minus 5. Că minus cu minus la înmulțire va da plus. Va da plus. Și va da plus 2 radical din 35. Bun. Se pare că încerc acum, la pătrat. Și 2 ăla din față? Păi 2 ăsta își face contribuția lui. Asta e A-ul. Ia să vedem. B-ul și C-ul. Deci ar veni așa 4. Deci egal cu prima 4 la pătrat, 4. Plus al doilea la pătrat, care face cât? Plus 5. Plus cealaltă la pătrat care face 4, 7, 28. Așa vine. Da, dar avem un deci 4, 7, 28. Plus. Miruna se sesizează. 28 depășește pe 18. Ai dreptate. Revin. Nu se ieșiți. Atunci șterg pe 2 ăsta și pun 4 pe rămâi. Când mie îmi trebuie să apară minus 4 radical din 7. Să fie nebunit. Da, și 4 la pătrat e 16. 16, da? 16. Bun. Plus 5 ăla. Așa. Dar mai am o problemă. Mai avem un profesor. Nu dăm înapoi. Insistăm că trebuie să ne ajungi și ziua. S-a trupit foarte mult. Când zic de două ori prima, de două ori prima parte ori a doua, vine 8 minus 8 radical din 5. Și radical din 5 nu am, nu? Nu. Deci fiecare la pătrat, dar radical din 5 simplu nu am.
trebuie să ne iasă ieșiți ăsta frumos. Deci, prima parte, fiecare la pătrat, de două ori, prima oară, al doilea, prima oară, al treilea și al doilea oară, al treilea. Al doilea oară, al treilea este radical din 5 ori, radical din 7, face 35, radical din 7 lambda, n-am radical din 5. De ce n-am pe oară de fapt din 5 de ieșiți? Dar bine, geometrică trebuie să o facem. Nu, să le comparăm cu taxa 50. Comparația și B. Deci A, vedem cât ne dă, B, vedem... Da, vă mai dite de la B. A. A egal cu radical din... Radical din 7 minus radical din 5 la a doua. Da. Plus radical din... Radical din 5 minus radical din 7 la a doua. Bun. Plus 2 radical din... Radical din 7 plus radical din 5 la a doua. Plus 4 pe lângă, 3 supra 2, minus radical din 7. Plus 4 pe lângă, 3 pe lângă. 2, minus radical din 7. I-a scris corect. Și noi am adus la același mitor și am fost, s-a simplificat acolo și ne-a dat în final 2 pe lângă 3 minus 2 radical din 7. Deci 2 radical din 35 minus 4 radical din 7. Comparați. Așa. Aici s-a mai lucrat pe B un pic. Mă întorc la B că nu văd foarte bine lucrurile în continuare. Hai, să facem pe B. Da. Facem... Deci, știi că comparați, merită să ne... Să facem pe B, nu? Da, da. Ce știe ce mare lucru? Da. Nu trec foarte repede. Tot ce am gândit aici este corect, că se poate întâmpla în anumite că există semeare. Asta cu A plus B deci și C visez, la visez la un pătrat perfect. Un trinom la a doua. Dar dacă ei n-au ajuns, credeți că ei puteau băga? Da, s-au făcut forma asta. A plus B plus C totul la a doua, am făcut-o la trecut. Da, țin minte că am făcut-o, dar dacă ei acum n-au ajuns... Dar nu? Tot ce s-a făcut în urmă... Nu, dar și poate nu se lea, nu... Nu, 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 nu. Bine. Deci tot ce s-a făcut în urmă trebuie să fie cunoscut ca să mergi mai departe. Am înțeles. Da. Acum, eu insist pe povestea asta, că exact ce am făcut acum, momentul acesta când am visat la construcția asta, este corect. Îmi dau seama că nu am șanse, pentru că fiecare la pătrat se duce. Dacă zic de două ori prima oară, a doua, de două ori prima oară, a doua, mă duce la un radical din 5, numărul ăsta, ori ăsta, un radical din 5, nu-l văd aici. 35 îl văd, 5 ori 7. Și ăsta, ori ăsta, iarăși îl văd. Radical în 7, dar nu văd în rest construcția. Da. Noi din tot radicalul ăla, de 5 sub radical, ne putem da un 5. 2 în faptul comun. Atât mai putem scoate un 2, un radical din 2, dacă vrei. Și ies în față, da. Un radical din 2, tocmai în față. Da, hai să mai aranjăm, venim vorba. Nu? Mă gândesc că poate ne ajută, doamnă profesor. Sigur că da. Ia să vedem. Deci pe ăsta l-am ajuns un pic, da? Exact. La creta. La creta. Mare. Deci ăsta, A egal cu... Dăm un 2 supra-radical acolo în față. Da. Și suntem. Aici, aici. Așa. A egal cu 2 pe lângă o paranteză. Hai să mergi rolul de penală. Treabă. Radical din 7 minus radical din 5 plus radical din 2 și scot în factor pentru mulțit cu radicalul care da. E și acolo rămâne 9 plus radical din 35
plus 2 radicali de 7. Nu trebuie să facem să putem. Nu, doar să închidem aici dacă... Asta pentru 2 aici. Da. Bun. Au, a fost rugat. Lăsăm așa. Nu mai am ce face. Facem pe B. Perfect. Ia să începem aici pe B. Da. Ia să știu eu așa. Sigur că da. Îl simt că chiar de sub acolo, unde este tu. Și B e aici, uitați. B. Radical din 8, minus 2 radical, minus 2 radical din 7. Așa. Cum credeți că zicem, zicem așa, B, da, este față, da? Exact. B egal cu 8. B egal cu 8. Minus 2 radical din 7. Plus radical din 8, plus 2 radical din 7, plus 2, plus 2 radical din 2, radical 1 din 16 minus, ei nu chiar așa, nu, 16 minus 6 radical din 7. A, așa, nu mai 16 minus 6 radical din 7. 6 radical din 7. Așa, păi, și știi tot? La mea și pe aș vede. Da, la mea și pe așa au l-am făcut. Corect. Îl băgăm pe 12K și avem radical din 8 plus radical din 28. Unde? Îl băgăm pe 12 radical. Vreau ceva mai fi, mai fiuț. Da, da, și așa. Sigur că da. Dar vreau ce o idee mai tare. Fără să merge de radical cu opuș. Dăm un 2 pentru pământ acolo. Și așa, dar altfel și mai rapid. De două ori, a scris pe 8 ca fiind 7 plus 1. Da, și pe 7, radical din 7 la 2. Și să-l subim un pătrat perfect. Asta e soluția. Foarte rapidă. Da? Deci, B e egal cu radical din 7 plus 1. 7 minus 2 radical din 7 plus 1. Interesant. Da? Practic e aceeași chestie. Și îl bag din radical din 7 și fi la pătrat. Da. Și din radical din 7 la pătrat. Și în binomă. Și asta. Și atunci în binomă. Din radical din 7 minus 1 la... Plus. Radical din... 7 la pătrat. Radical din 7. La pătrat atunci. La pătrat. Plus 2 radical din 7.